Aproape 5.000 de locuitori ai comunei sucevene Moara beneficiază de servicii medicale într-un spațiu impropriu, o clădire veche de zeci de ani în care a ajuns să plouă. Reparațiile acestei clădiri sunt costisitoare și înseamnă doar o amânare a problemei, pentru că peste câțiva ani se vor confrunta cu aceleași deficiențe. Soluția propusă este aceea de a construi o nouă clădire care să deservească dispensarul uman din localitate în condiții cât mai apropiate de cele normale în secolul 21. Clădirea dispensarului e foarte veche, practic aproape m-am născut cu acest dispensar, știu eu, aveam vreo 5-6 ani de când s-a construit această clădire. Bineînțeles, trebuie refăcută din temelii, ca să zic așa, și odată cu proiectul care îl avem pentru primărie, o să facem și alăturat și o clădire nouă a dispensarului. În locul actualei clădiri a dispensarului, administrația locală dorește să amenajeze un parc. Valoarea proiectului este de 15 miliarde de lei vechi, cu finanțare exclusivă din bugetul local. În această perioadă se lucrează la întocmirea caietului de sarcini, urmând ca apoi să aibă loc licitații, astfel încât lucrările să înceapă cât mai curând posibil.